Putea să monitorizeze acțiuni de genul pe care le făcea Anatol în ultimii 8 luni, 9 luni, 10 luni sau chiar acțiuni mai din trecut, despre care le invităm să ne vorbească foarte pe scurt, în sensul că să ne zică exact cam ce aștepta el de la societate și de ce crede că societatea sau l-a abandonat sau l-a lăsat pe mâna, cum să zic, autorităților care de fapt au putut să răfuiască. Sau poate din contra, comunicarea lui Anatol cu societatea a mers pe alt băgat. Cum ai comunicat cu oamenii, cu tinerii sau cu societatea în general? Ce ai reușit să faci? O parte de societate care se numește presă. Da. În primul rând vreau să știu, mă pare bine că am scăpat de regim. Anume de ce sistemul corupt, anume de ce... Eu nu am scăpat. Da, noi, da, primul nu pas asta. Eu nu se dau, că sunt mai sunt tare. E greu de scăpat de așa. Ceea ce am făcut, adică era pentru acest copil, adică pentru voi. Vreau un viitor să mai decent pentru acest Marius, adică mijlocesc pentru voi. Nu vreau ca să... Într-un sistem corupt care totul e... Legea nu era lege. Nu eram sigur în ziua de azi, adică nu vroiam ca să nimerească copilul meu, Doamne ferește, cum majoritatea care au nimerit acelor milițieni, rămâneau spilojiți sau mai știu care metode, adică metode de persecuție, moștenite din nu știu de... Asta vreau să scăp. Mai mult m-am convins că acea miliție, adică ea strâns conlucrat cu sistemul ăsta de la Meritino. De guvernare, sistemul de guvernare care era pus și comuniști. Comuniștii apărau pe țin apărau, ca un fel de business pe ceva. Municipal. Da, și mergea mai departe. Suferea cine? Noi. Mai puțin conștientizau că, de fapt, e atât de acut problema. Un caz când m-am convins, eu deam pe deplin, când a fost... Au venit, adică eu nici n-am ieșit din ogradă, au venit și m-au reținut cu tot cu măgar. Adică eu am avut de gând, nu mă spornesc că au venit 40 de milițieni, 40 de dotați sunt așa bine, au încujurat atât, până la urmă ne-au găsit, dacă țineți minte, că m-au urinat în loc public. Adică ne-au găsit un motiv, am fost reținut. Adeus, în Parlament, da, asta, ziua polițistului. Adeus, au fost... Pavlicenca, mătincă din AIE, a cerut oficial de la Ministrul de Interne o explicație, cum așa, la adică sunt niște resurse care nu era necesar. 40 de polițiști și fi chemați acolo. Pe când comuniștii, absolut, până la urmă, au fost contra, lupul care acum, așa și-a exprimat că această problemă de ordin zoologic n-a fost. Adică atunci eu m-am convins de plin că guvernarea conlucrează, îți complice cu sistemul de drept, cu poliția și așa mai departe. Am văzut, tema mea era care? Corupția în sistemul de drept, care mă luptam. Am văzut că au legătură, vinea alegerile, aproape de erau alegerile. În ultimul timp am vrut totuși să apelez la lumea, e timpul deja să scăpăm de acest sistem, adică ei se strânși legați între ei. Adică să scăpăm și de sistemul este vechi, care el nicăieri nu mai este recunoscut în Europa, adică el, ca și fascismul, e un regim criminal. Adică dacă scăpăm de una, scăpăm și de alta. Am vrut, dacă voi țineți minte, Caravela Măgarului sau Daravela Măgarului, numiți-o cum vreți, dacă ne uităm, privim harta Moldovei, în formă de cruce. Adică tot a fost gândit, dar puțin a fost întâi Chișinău-Ialoveni,
nordul, sudul și anii noi. E clar că acolo spate descris într-adevăr o carte, asta e spate desemnat cu... Sau spate făcut un film. Da, acum ies alte, spate un video, o videocarte, adică acolo, între aceste raioane, atâtea peripeții, spate de făcut o asemănare cu amintirile lui Ion, din copilăria lui Ion Creangă, cam așa. Acolo, într-adevăr, au fost peripeții, chiar și băbuțe de 80 de ani, să fi văzut cum